În viața avem Black Clover, capitolul 356. Se întâmplă mare memă, dată de uno o să vedeți mai înspre final. Aici, mec, e rău de tot, mă. Era Iuno aici cu Lucius și zice, băi, tu ești puternic, într-adevăr, dar nu suficient de puternic încât să ne oprești. Și încep cavalerii magici să atace îngerii, dar ghișe, zero damage. Că și zic ăștia, mamă, frate, are atribute multiple, tone de magie, complet impenetrabil. Și naiba să-i facem la plebul ăsta, hăl pe Moris. Ăsta e Moris la ce față are. Și zice, cei care nu sunt vrednici să intre în noua lume au fost modificați ca să devină gardienii ei. Cei care au adus lumea în haos, acum aduc ordine ca să vezi cum s-au schimbat lucrurile. Gardienii veții se gândeau, bă, toți îngeri ăștia sunt la fel de puternici, mă, păi n-avem cum să-i batem, nu contează dacă ești nobil, cavaler magic, n-avem ce să le facem. Și apoi e tipul ăsta, nu mai știu cine e sincer, sau fată, sau ce-o fi, nu, greșiți, trebuie să luptăm, trebuie să ne protejăm oamenii. Chiar și dacă nu avem șanse, chiar și dacă e nesăbuit, chiar și dacă erau din clasele de jos, ei tot au luptat și așa au devenit mai puternici. Iar același lucru este valabil și pentru mine. De asta e fata lui Charlotte. Bine, nu fata ei. E din brigada ei. E tipa aia care dă cu pământ. Face golemul de pământ, îngerul trage și asta blochează. Și zice, bă, cum naiba am blocat? What? Magia mea a devenit mai puternică? Aici se întâmplă mare schemă. Manazon și scrie aici, aceasta este puterea iubirii. A mea, și a lui Uno. Poți să manipulezi trecerea timpului și magia în acest spațiu. Magia aliaților noștri devine mai puternică, în timp ce magia inamicilor devine mai slabă. Și uite te și tu cât am raza gen. Yuno aici, pe abilitatea lui numită Star X Wind Spirit Magic Never Never Land, de fapt e I am Atomic. Nai cum, poziția aceeași a ocupat toată capitala, bro. Stop. este același lucru. Și băiatul ăla cu ochelari de la Juno din echipă zice: "Bă, se pare că ai ce trebuie ca să devii regele vrăjitor." Restul plebilor de de cavaleri magici zic: "Bă, nu puteam să ne luptăm înainte, dar acum fai de capul meu ce le dăm. Hai să mergem pe ei. Noi suntem cavaleri magici, să le batem, apărare și toate cele." Moment în care Lucius îl prinde pe Iuno în bula aia lui a timpului și zice: "Băi, magia mea la bază are îmbătrânirea. Manipulează și grăbește, accelerează trecerea timpului. Dar în Never Ever Forever Land ăsta a lui, timpul nu trece. Exact magie, antimagia lui Lucius. Tu ești rivalul meu, îi zice Lucius. Și aici Iuno face mare manevră, îi zice tu nu ești rivalul meu. Ha! plebule, eu nu are un singur rival și ăla e asta. Și îi dă o Spirit of Zephyr, scoate sabia și l taie pe fraier. Și așa sternă. Dar mă acum să fi murd dintr-o singură sabie. Probabil că o să-l bată cu ceva ata combinat de la asta. Trebuie să întoarcă asta înapoi neapărat. Abia aștept să vă continuarea. Sper că v-a plăcut acest episod. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, și subscribe și ne au de mâine cu un nou clip.